Ei, da, iată imagini de după furtuna care a durat mai bine de 9 ore cu rafale de vânt ce au măsurat peste 68 de km pe oră. Cei de la Ungaria au măsurat prin metar unele rafale care atingeau 74 km la oră. Așa arată antenele după un vânt ce pur și simplu hodorogea, deci îl auzeai hodorogind în casă. Uite, antenă ruptă, retezată, deci. Retezată de papion și atârnând lângă marginea casei. Element rupt și așa mai departe. Uite, parabolică de care nu mai are focar. Uite. Și vede. Și parabolică cu focar strâmb. Uite, mergem și la ale mele. Ce? Ale mele n-au supraviețuit, pun pariu. Și astea sunt defocalizate. Strâmbă. Nici aia de hot, nici aia de tursat, pun pariu. Nici una nu merge. Trebuie să le reau și pe alea să le facă talpa cu LNB-ul. Uite, o antenă ancorată în așa fel încât să țină. Ia uitați cum arată. Păi de la bază cum arată pilonul. Strâmbă. Strâmbă, dar e pe poziția un pic mai încolo decât cea de turci. Bun, revenim la asta. Asta a rămas pe poziție, numai că mi-a sărit frâna de jos. Ce să mai... Hai. Mutate antenele de pe casă. Erau culcate pe casă niște antene mutate. Uite jos acolo. Căzut capac de la... Cum îi spune la asta? De la... Horn. Găstoa și mă uit așa mare, cam cum arată pe aici. Asta este. Bine, mă, oameni buni, asta este. După o furtună, pus umărul și refăcut tot. Hai că v-am salutat.